Preasfințitul Părinte Petroniu, episcopul Sălajului, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din parohia Cehu Silvaniei, înființată în anul 1922. Ierarhul a oficiat cu această ocazie Sfânta Liturghie. Cu prilejul praznicului intrării triumfale a Domnului Hristos în Ierusalim, singura dată când Mântuitorul Lumii a fost întâmpinat de către oameni cu slavă, am slujit Sfânta și Dumnezeiască Liturghie în Biserica din Cehul Silvaniei, care îl are ca și ocrotitor pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Însă, întrucât această sărbătoare cade în săptămâna patimelor și se amână pentru cea de-a doua zi de Sfintele Paște, am venit astăzi pentru o anteprăznuire. Și nu trebuie să uităm faptul că această biserică a fost înălțată în amintirea lui Gheorghe Pop de Băsești, care a luat parte la 1 decembrie 1918 la Marea Adunare Națională care a avut loc la Alba Iulia. De aceea numele de Gheorghe este foarte respectat în Cehul Silvaniei. Am trăit astăzi o zi de mare bucurie duhovnicească, cu ocazia Sfintei Sărbători a intrării Domnului în Ierusalim sau a Floriilor, cum numim această sărbătoare. Zi în care am primit binecuvântarea Preasfințitului Episcop Petroniu. Un cuvânt de mulțumire aș avea și pentru unii noștri credincioși care au răspuns chemării de a transforma ziua de astăzi într-o zi a cortului popular. De aceea am putut vedea multe costume reprezentând frumoasa zonă de sub cotru pe care noi o reprezentăm cu mare drag. Dorim tuturor o săptămână mare binecuvântată, iar praznicul Învierii să le aducă în suflete bucurie, lumină și multă pace. La final, părintele paroh a mulțumit ierarhului pentru prezență și a oferit o icoană. În continuare, credincioșii au primit ramuri de salcie și iconițe.